carte. Și ce trebuie să fac? Să mă distrugi pe Clungescu, să-l faci praf, nu știu ce, nu știu cum, nu-mi pasă, găsește ceva, inventează ceva, dar nu vom fi economii sau se fă-l poponar. Ia de nevastă, ceva care să-l doboare. Să nu mai ridice capul, Michel. Dar bine, ce-a mai făcut Gâncescu, că nu știu să nu fi certat. Aminte, nu-l puneai mata pe el când să-l faci om? Da, știu. Știi cum e vorba aia cu facerea de mine? Da. Știi ce mi-a făcut, mă, domnul? Să vezi. Dar, da, poate că cum altfel. Auzi, mă, fac și profită de absența mea în oraș. Și le pune scula în coastă pântălăilor din delegația temporară să definitiveze negocierile pentru posturi și le dă valoarea tot, tot, numai că să primească inspectoratul pentru planul de față. Unde are de plată o cupă de-a lui. Dar știi cum? Tot de-a dat față. Inspectoratul școlar, direcția sanitară, tot, mă, tot, inclusiv direcția finanțelor. Nu se poate și finanțele, nu? Da, și finanțele. Păi nu putem să-l atacăm cu asta? Pe prima pagină, deputatul Aristotel Gâncescu și-a pus amanta într-o funcție de conducere, cu detalii.